seara, dragi prieteni! Sunt Evelina Manea și mă bucur să ne reîntâlnim la 20+. Iată, ne ajungi deja la cea de-a patra poruncă din Decalog, care ne îndeamnă la odihnă în fiecare a șaptea zi a săptămânii. Vă invit așadar să rămâneți alături de noi, pentru că vă asigur că nu veți regreta. Despre cum ne putem opri din alergarea și din stresul zilnic în fiecare săptămână timp de o zi, vom discuta alături de Laszlo Barna, care este realizator emisiunea 7 TV. Bună, Barni, bine ai revenit! Bună, Evelina! Și alături de Giuliano Enache, antreprenor. Bine ai revenit și tu, Giuliano! Mă bucur să fiu aici! Înainte de a începe efectiv discuția noastră, după cum v-am obișnuit deja în de fiecare dată, o să ne reamintim exact cum sună cea de-a patra poruncă. Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești, să lucrezi 6 zile și să-ți faci lucrul tău. Dar ziua a șaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în 6 zile a făcut Domnul cerurile, pământul și marea și tot ce este în ele, iar în ziua a șaptea s-a odihnit. De aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă și a sfințit-o. Și aș vrea să vă întreb și să începem discuția noastră prin a ne spune de ce începe această poruncă cu adu-ți aminte. De când era ea, de fapt, implementată? Giuliano, te las pe tine primul. Ok, eu o să las Biblia prima. Te rog. O să deschid Biblia în Geneza, fiindcă aici găsim toate răspunsurile, în Cartea Vieții, în Cartea unde avem adevărul, unde Dumnezeu ne descoperă absolut tot ceea ce a transmis. Și dacă deschidem chiar la Geneza 1, putem observa un lucru foarte frumos. Dumnezeu face mai întâi lumina, face cerurile și pământul, da? După care în următoarele 3 zile începe să le populeze. Pe cer așează stelele și luminătorii. În ape așează viețuitorii. Fiecare începe să se bucure de mediul pe care Dumnezeu l-a creat. Pe pământ așează viețuitoarele, de asemenea și omul. Da? Fiecare creație începe să se bucure de mediul pe care l-a creat. 6 zile, totul este gata. În a șaptea zi, scrieci în Geneza 2, astfel au fost sfârșite cerurile, pământul și toată oștirea lor. În ziua a șaptea, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse. Și în ziua a șaptea s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse. Ce înseamnă că s-a odihnit? Înseamnă că a pus stop la creație, s-a uitat la tot ceea ce făcuse, viețuitoarele s-au uitat la mare și au zis, ce mediu minunat. Luminătorii s-au uitat la cer și au zis, ce poziție bună avem de stăm aici. Oamenii s-au uitat la tot pământul pe care Dumnezeu îl crease și Dumnezeu a spus, creșteți, mulțiți-vă și stăpâniți-l, aveți grijă de el, este gospodăria voastră. Oamenii s-au uitat la el și au zis, cât de minunat, mai întâi Adam și apoi amândoi, cât de minunat. Deasupra la toate acestea a venit Dumnezeu. A binecuvântat ziua a șaptea, a sfințit-o, pentru că în această zi s-a odihnit de toată lucrarea lui pe care o făcuse și o zidise. Eu văd aici că Dumnezeu a venit și a oferit lumii prin ziua a șaptea un inel, un legământ. Haideți în această zi să ne întâlnim. Haideți să ne bucurăm cu toții de toată creația. Nu neapărat că s-a odihnit, că Dumnezeu nu are nevoie de odihnă. Nu era obosit. Nu era obosit, ci pur și simplu în bunătatea lui, în mila lui, a spus veniți către mine ca să vă binecuvintez, să vă sfințesc și să comemorăm împreună această ceremonie minunată. Practic, din punctul meu de vedere, ziua șapte este inelul faptului că eu am un legământ cu Dumnezeu. Faptul că eu îl respect pe Dumnezeu, faptul că eu îl iubesc pe Dumnezeu, faptul că eu am o relație cu Dumnezeu și asta mă umple de iubire și de ce să nu-mi aduc și eu aminte? 6 zile Dumnezeu a făcut treabă, 6 zile spune porunca să facem și noi treabă, iar în a șaptea să ne odihnim. Însă o să discutăm și despre această odihnă. Și acum te uiți mai departe după ce Adam și Eva au început să populeze pământul, că toți oamenii, așa reiese măcar din contextul și din povestea biblică, toți oamenii în a șaptea zi se opreau și ei din tot ceea ce făceau și aveau o întâlnire cu Dumnezeu într-o formă sau alta.
Cu timpul lucrurile s-au cam schimbat, oamenii au avut tot felul de îndeletniciri și iată, ajungem în momentul din Exod 20, în care Dumnezeu scoate poporul evreu din Egipt după peste 400 de ani de robie și dacă la celelalte lucruri le spune să nu faci cu tare lucru, aici le spune adu-ți aminte. Adu-ți aminte de un lucru pe care eu l-am făcut cândva la început și voi l-ați uitat de tot. Poate că celelalte lucruri sub forma aceasta nu au mai fost scrise pentru poporul evreu sau nu au mai fost spuse. Însă legat de a te opri în ziua a șaptea, era o chestie pe care orice om o știa, însă au uitat-o. Atunci Dumnezeu le spune de chestia asta să vă aduceți aminte. Ai menționat poporul evreu în mod special în expunerea ta și aș vrea să vă citesc ce spune autorul Andrei Șurachi referitor la această poruncă. Cum că ea este singura care îi se adresează exclusiv lui Israel. Toate celelalte au o dimensiune universală. Și aș vrea să vă întreb dacă sunteți de acord cu părerea acestuia și dacă într-adevăr porunca a patra este valabilă doar pentru evrei. Da și nu. În sensul că dacă acceptăm că toată Biblia este pentru evrei, adică toate învățăturile și tot ce s-a întâmplat acolo are legătură doar cu ei, atunci și chestia asta legată de aduce aminte de ziua respectivă este doar pentru evrei. Problema este că atunci când privești Biblia pe de-a întregul, holistic, lucrurile capătă o nuanță personală. Și în Sfânta Scriptură descoperi că Dumnezeu a creat oameni și la un moment dat a ales o familie, a ales un popor, după care s-a extins și practic i-a ales pe toți. Și mesajul Scripturii este pentru toți oamenii. Astfel că și pasajul acesta trebuie să fie pentru toți. Ok. ar mai fi o mențiune, spune Dumnezeu în Exod 31 că acesta va fi între mine și copiii lui Israel un semn veșnic, căci în șase zile a făcut Domnul cerurile și pământul, iar în ziua a șaptea s-a odihnit și a răsuflat. Ori noi știm că la cruce Iisus a venit și a deschis poarta pentru toată lumea. Dacă pentru ei a fost un semn veșnic, pe care și Iisus l-a ținut, la 12 ani el se afla unde? În sinagogă. Deci se afla la templu, deci el păzea acest sabat. Pentru că era evreu, ar putea unii să spună. Ar putea unii să spună, însă vom afla în continuare. Și pot să spună, problema este următoarea. Dacă iei doar aceste pasaje, spui că a fost doar pentru evrei, tu ai niște probleme, pentru că în momentul Exodului au ieșit și alții care nu erau evrei. Și atunci trebuie să delimitezi foarte clar. Este strict pentru cei care au sânge evreiesc în ei și se trag de pe Avram sau se referă toți cei care erau atunci acolo prezenți? Și atunci nu mai e atât de simplu să spui, da mai, doar pentru acei oameni. Se pare că unii care nu mai vor să țină cont de anumite pasaje din Biblie spun, acele au fost doar pentru unii din vechime sau doar pentru evrei sau pentru noi astăzi nu mai sunt valabile, cine știe, s-au dizolvat acele învățături. Însă nu este atât de ușor, aici vreau să trag atenția, să spunem unele lucruri sunt doar pentru evrei. Pentru că în momentul Exodului au fost și alții care nu erau de naționalitate evrească, adică nu se trăgeau de pe Avram. Și totuși sunt mulți creștini astăzi care păzesc ca și zi de odihnă o altă zi în afară de ziua șaptea din Scriptură. Și aș vrea să vă întreb în acest context dacă contează atât de mult ce zi păzim din moment ce păstrăm principiul că lucrăm șase zile și a șaptea ne odihnim. La majoritatea creștinilor, iată, este duminica, la evrei este sâmbăta, la musulmani este vinerea. Bine. Ce părere aveți vis-a-vis de acest aspect? Sunt foarte mulți creștini, vorbim de creștini, suntem o țară prepondere creștină. Sunt foarte mulți creștini și vorbesc din experiență, din cei pe care am întâlnit, care păstrează ceva moștenit. Dacă așa mi-a fost dat, așa am învățat, așa fac și eu mai departe. Ori Biblia spune, cercetați toate lucrurile. Iisus te îndeamnă să cercetezi. Relația cu Iisus este o relație pe care ți-o creezi personal cu El. Nu este o relație pe care o capezi de la cineva. Băi, dă-mi și mie pe Iisus, îți dau... Nu contează. Deci este o cercetare.
Ori noi asta nu prea mai reușim să vedem. Nu mai reușim să vedem oameni care să cerceteze. Vedem oameni care cercetează în plan sentimental, despre dragoste, despre iubire, despre familie. Vedem oameni care cercetează în plan mental, da? Antreprenoriat, știință și tot ce ține de partea asta, dar sunt foarte puțini care cercetează în plan spiritual, adică în relația cu Dumnezeu. Și tocmai acolo cercetările noastre ne descoperă faptul că la începutul secolului, după ce Iisus a fost răstignit, primii creștini țineau sâmbăta și erau persecutați. Vedem Caligula, vedem Nero, vedem stadioane pline cu creștini aruncați la lei și masacre și lucruri groaznice. Și cei care chiar rog spectatorii să cerceteze ceea ce s-a întâmplat în istoria creștină. Și ușor, ușor, cum se fac toate lucrurile, ușor, ușor, păgânii țineau duminica, ziua soarelui, Dies Solis. Și după Nero îl avem pe Constantin cel Mare, care a zis, băi, hai să oprim toate lucrurile astea, să nu mai fie masacre. Uite, ținem și sâmbăta și duminica, da? Păgânii au început să preia ușor, ușor obiceiurile creștinești și astfel ei nu se mai închinau la soare, însă aveau chipul lui Iisus, chipul Mariei, ei practic doar schimbaseră forma, dar obiceiul era același. Și ușor, 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 oamenii au început să se îmbine în obiceiuri, în ritualuri. Ori, păgânii fiind mai mulți decât creștinii, au zis, băi, haide că respectăm toți acum duminica, voi sunteți în minoritate, hai să respectăm toți duminica, să fie duminica ca zi de închinare. Mai sunt și evrei. Oarecum evreii au fost cam prigoniți pe fața pământului. Și creștinii, asta a fost încă un motiv în plus pentru care creștinii au făcut pasul de a se despărți de evrei. Și au zis, ok, hai să păzim și noi duminica ca să nu ne mai fim în aceeași oală cu evreii, să fim separați, să fim noi ai noștri. Și atunci Constantin cel Mare, pe la începutul secolului 4, prin 318 pe acolo, a dat decretul ca toată lumea să folosească ziua de odihnă ca zi de închinare, duminica. Și așa lumea a început să păstreze duminica ca zi de închinare. Întrebarea este, ce faci atunci când iei lumina și întunericul și le pui în aceeași oală? Reușesc ele? Și gândiți-vă de atunci până acum câte lucruri au început să se deformeze. Câte lucruri au început să se deformeze și cât de greu lumina a mai reușit să iasă la iveală. Întrebarea este, câți dintre cei care urmăresc această emisiune au cercetat această istorie? Fiindcă vă îndemn să faceți lucrul acesta. Este un adevăr care îl găsim în istorie, este un adevăr palpabil pe care îl putem regăsi oriunde, trebuie doar să cercetăm. Acum 2 luni de zile am intrat pe Google și am scris așa pe Wikipedia. Duminică. Egal. Prima zi a săptămânii. Prima zi a săptămânii. Porunca a șaptea ce zice? Adu-ți aminte de ziua de odihnă ca să o sfințești. 6 să lucrezi și a șaptea să ne întâlnim. Nu a întâia, nu a șasea, nu a treia. A șaptea să ne întâlnim. Wikipedia. Calendarul ortodox român. Recunoaște că prima zi a săptămânii este duminica. De ce nu se mai știu toate aceste lucruri? Fiindcă avem prea multă informație, prea multă informație, iar interesul nostru pentru a descoperi lucrurile duhovnicești care, din perspectiva multora, această Biblie trebuie citită numai de oamenii care au o chemare să facă treaba asta. Nu! Dumnezeu ne face tuturor chemarea să citim cuvântul Lui, să descoperim bogățiile. Veniți ca să vă sfințesc, veniți să fiți binecuvântați în această zi. Dumnezeu te cheamă în această zi ca să primești o relație frumoasă cu El de iubire. Nu zice, băi, stai puțin, Giuliano, păi stai mă, că tu nu ai făcut teologia, nu-ți permiți să citești tu Biblia sau mai știu altcineva. Nu, Biblia e făcută pentru toți, avem un Dumnezeu care este iubire. Asta e definiția lui Dumnezeu, este iubire. Și tot ce vrea El să facă este să ne aducă pe toți și să ne împărtășească cu această iubire pe care o are. Deci rog creștinii să studieze atent care este prima zi a săptămânii și care este a șaptea zi a săptămânii. Și dacă vor face un pas, să nu-l facă pentru vecinul din stânga, nu pentru vecinul din dreapta, ci pentru Dumnezeu. Tot ce facem, să avem ca punct și centru de
de direcție în viață Dumnezeu și atât. Foarte interesant această prezentare istorică pe care ne-ai făcut-o, însă aș vrea să insist puțin cu întrebarea mea, totuși de ce contează până la urmă în prima zi a săptămânii, da, a înviat Iisus, și dacă respectăm până la urmă porunca de a ne odihni, da, de ce contează dacă este în prima zi sau în a șaptea zi sau în a șasea sau în a treia? Barni are răspunsul. Da, eu nu țin minte să avem o poruncă care să ne spune să ne odihnim în a șaptea zi, în forma aceasta. Noi preluăm odihnea și doar prima parte din ceea ce Giuliano ne-a prezentat din Geneza, în care Dumnezeu s-a odihnit, și omitem partea cu a sfințit și a binecuvântat. Iar pe cealaltă parte e legat de odihnă. Unii au impresia că sâmbăta, dacă dorm și mănâncă bine, eventual dacă se mă duc sau nu la biserică, asta e altă poveste, s-au odihnit în sensul biblic. Nu, pentru că, uite, mai dintre lucrurile pe care porunca le spune este să îți petrești timp cu familia. Spune porunca asta. Să ai grijă de străini. Spune porunca treaba asta. Astea sunt omise. Noi doar ne odihnim. Nu ai o poruncă ca să te odihnești. Problematica intervine atunci când acel interval de timp a fost și sfințit și binecuvântat. Dacă te uiți în Geneza, au fost binecuvântate animalele ca să se mulțească, a fost binecuvântat omul ca să se mulțească și se umple pământul, și a fost binecuvântată ziua de odihnă ca să fie perpetu ținută. Cei care țin ziua de închinare sau se opresc din a face activități în ziua în care Dumnezeu s-a oprit, cred corect în creație sau în creațiune. A fi creaționist înseamnă să te oprești în ziua în care Dumnezeu s-a oprit. Dacă nu, nu mai ești creaționist așa cum trebuie, 100%. Deci ne citea Giuliano un text din Exod unde spune că v-am dat sabatele mele ca o legământ între mine și voi, dacă o mai spune, pentru că sunt Domnul, eu am făcut cerul și pământul. Da. Adică sâmbăta ține strict de creațiune. Dacă Dumnezeu n-ar fi creat niște lucruri, nu s-ar fi oprit. Asta reiese din poveste. Deci e foarte important să vezi Dumnezeu când s-a oprit. E foarte important dacă noi în viața noastră de zi cu zi ne uităm la detalii, să fie potrivit, să fie așa, aici nu mai contează. Și apoi mai este aspectul sfințirii și binecuvântării. Sunt foarte multe lucruri în Biblie legat de alimentație, legat de comportament, legat de vestimentație, legat de închinare, care țin de sfințire. Și Dumnezeu spune, dacă le faci astea, intri într-un proces de sfințire. Adică nu sunt doar așa pur și simplu simple să ne odihnim sau să fie o zi a familiei. Trebuie să vezi și când s-a oprit Creatorul, ca să fii în același ritm cu El. Exact. Aminteai puțin mai devreme despre anumite lucruri care trebuie făcute în sabat. Și aș vrea să detaliem un picuț, să ne spuneți cum ar trebui să păstrăm sabatul. Ce lucruri sunt permise, să le numesc așa, să fie făcute și ce nu este foarte, foarte bine să facem în sabat. Eu cred că discuția trebuie să meargă doar pe ideea în care sunt permise toate lucrurile. Eu merg pe principiul lui Pavel, care spune toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Exact. Adică dacă spune ca în ziua a șaptea să mă opresc din activitate, să binecuvintez și să sfințesc și eu ziua aceea, atunci trebuie să mă gândesc ce lucru mă împiedică să fac lucrul acesta. Să iau reversul lucrurilor, știi? Uite, să mă ocup de familie. Aud tot mai multe familii că se plâng, n-am timp de copiii mei, mă duc și muncesc pentru ei, n-am când. Dom'le, ai o zi, peste 15 ore, dacă e să calculăm, în care poți să stai cu copiii tăi. Ei nu fac teme, tu nu faci alte activități, poți să stai cu ei. Nu, eu dorm, mă odihnesc. Nu este o gândire cum trebuie legat de chestia asta. Apoi mai e și partea de închinare în ziua aceasta. Deci ai partea în care te implici cu familia, cu cei apropiați. Ziua aceasta trebuie să fie o zi socială în care te deschizi față de toți. Pentru că tu n-ai timp să vorbești cu vecinii tăi, n-ai timp de soție, n-ai timp de soț, n-ai timp de copii, că ești ocupat și muncești și cu sudoarea frunții îți câștigi pâinea. E, în ziua asta poți face o grămadă de lucruri. Și tot în ziua asta ai și timp de Dumnezeu. Iar timpul petrecut cu Dumnezeu în această zi se cheamă închinare. Este foarte interesant că lucrul acesta ți-l cere Dumnezeu exact atunci. Nu tu ai inventat chestia asta, sau nu omul a inventat lucrul ăsta. Uite, atunci fac. De asta zic, ne sunt permise foarte multe lucruri și ne sunt permise toate lucrurile care nu ne împiedică în a sfinția, a binecuvânta și a ne deschide față de oameni.
Totuși, cum să te oprești în o zi întreagă pe săptămână când sunt atâtea lucruri de făcut? Alergăm foarte mult și parcă nu ne ajunge timpul așa cum e, dar să te oprești de tot o zi pe săptămână, de vineri seara de la apus până sâmbătă seara la apus, în contextul în care, cel puțin în București, știm cu toții cât timp pierdem în trafic, pe drum, totuși, nu este aceasta o pierdere foarte mare? O relație întotdeauna va fi dezvoltată în momentul în care ambele părți își pun timp deoparte una pentru cealaltă. Cred într-un Dumnezeu care mă ajută doar când am nevoie de El. Îl mai întâlnesc, tradiția spune, de Crăciun, de Paște, îmi mai aduc așa aminte, sau am o relație cu un Dumnezeu în care mă întâlnesc în fiecare sâmbătă, în care lucrurile sunt permise, nu toate sunt de folos. De ce? Care ar fi folosul să mă întâlnesc sâmbăta cu apropiații mei și să vorbesc lucrurile pe care le vorbesc și timpul săptămânii? Care ar fi folosul să mă întâlnesc sâmbăta cu apropiații mei și nimic din ceea ce mi-ar putea hrăni sufletul să nu apară în discuția noastră? Nimic care să ne clădească? De ce ne cheamă Dumnezeu să ne sfințim ca să ne binecuvinteze? Păi Dumnezeu ne binecuvintează în ziua Lui prin cuvântul Lui. Din punctul meu de vedere, Dumnezeu ne binecuvintează prin cuvântul Lui. Ne binecuvintează prin natură. Ne binecuvintează prin familie. Ne binecuvintează prin ajutorarea altora în ziua Lui de odihnă. Practic, odihna este să punem stop la toată alergătura pe care o avem noi în timpul săptămânii, să ne odihnim din lucrul nostru în a ne hrăni sufletul, în a primi pace, în a primi iubire, în a învăța să iertăm, să iertăm în ziua aceea. Legat de întrebarea trecută, de ce sâmbăta și nu duminica, de ce sâmbăta și nu vinerea? Eu pe tine, Evelina, te invit la nunta mea, care o să fie pe data de 27. Dacă tu vii pe data de 28, n-ai pierdut tot? Ce rost mai are să vii pe 28 când eu te-am chemat pe 27? Pe 27 e toată lumea! Ai parte de toate binecuvântările, ne întâlnim toți într-un loc minunat, împărtășim lucruri frumoase, este comunitatea, este și armonia care se creează, e totul perfect. Poți să primești mesajul exact așa cum ai nevoie de el. Dacă vii în altă zi, ce rost mai are? Da, frumoasă paralelă. Există însă punctul sensibil. Și aici este problematica legată de duminică sau sâmbătă, până la urmă urmei. Nu există nicio altă confesiune care să țină o altă zi de închinare cum o țin adventiștii pe sâmbătă. Adică, noi când vorbim despre duminică și sâmbătă, nu vorbim din perspectiva cum ar trebui, pentru că, din câte știu eu, și rog pe dragii telespectatori sau chiar voi să mă corectați, nu cunosc pe nimeni să țină joi, vineri, duminică, marți, în modul în care, de la apusul soarelui până la apusul soarelui, nu se lucrează nimic, nu se gătește, se merge la biserică sau se face un moment acasă. Nu știu pe nimeni să țină duminica în sensul acesta. Cunosc doar adventiști, reformiști, baptiști ziua a șaptea și alții care țin doar sâmbăta în acest mod. Atunci, nivelul discuției este următorul. Dacă ne hotărâm că este duminica, atunci ține duminica așa cum trebuie, conform poruncii. Și nu-ți mai zic nimic. Asta e părerea mea personală. Dar nu o ții așa. Asta e problema. Da. Deci, noi la varianta asta nu avem altă alternativă. Nu ni se dă. Atunci, noi ținem așa cum scrie în Biblie. Când vin alții și spun, fii atent, ziua X, marți, trebuie să o ținem așa, așa, așa. Atunci vedem dacă este biblică sau nu. Dar nu mai există altă variantă. Deci, repet, cei care țin duminica, o așa, o zi liberă pentru familie și dacă te uiți care sunt demersurile politice și religioase, astăzi, asta sunt. O să fie o zi de familie, să nu mai fie fabricile care să tot muncească, să ne polueze, să... Așa, ceva relax, ceva super light. Dar nu despre asta e vorba în poruncă. Și n-ai.
Pur și simplu, nu există altcineva care să țină o altă zi așa cum țin adventiștii, reformiști și baptiștii ziua a șaptea, sâmbăta biblică. Pentru că a fost binecuvântată și sfințită. Exact. Aș vrea acum să aduc în fața voastră un studiu despre care probabil ați auzit mulți dintre voi. Este vorba despre studiul Blue Zones, care a fost inițiat de autorul Dan Butner împreună cu National Geographic și cu cei mai buni cercetători de longevitate din întreaga lume. Scopul acestui studiu a fost de a identifica acele zone de pe întreg mapamondul unde oamenii trăiesc mult mai bine și mult mai mult timp. S-au identificat astfel 5 zone, și anume Icaria din Grecia, Loma Linda, California, Sardinia din Italia, Okinawa din Japonia și Nicoya din Costa Rica. Aș vrea acum să vă prezint pe scurt care au fost concluziile acestui studiu pentru regiunea Loma Linda din California, unde s-a arătat faptul că americanii care trăiesc aici au o viață cu cel puțin 10 ani mai lungă decât restul americanilor. Și pe lângă alimentație, exercițiu fizic și alte lucruri ce țin de un stil de viață sănătos în ansamblul său, de o importanță extraordinară arătată în acest studiu a fost și odihna săptămânală în ziua a șaptea. O mare parte din locuitorii acestei zone sunt adventiștii de ziua a șaptea. Și aș vrea să-mi permiteți acum să vă arăt un exercițiu de calcul și rog colegii din regie să arate cartonul pe care l-am făcut și să încercăm să aflăm cât timp din viață o petrece în sabat o persoană ce trăiește 80 de ani. Am înmulțit 80 de ani cu 12 luni și ne-ar da 960 de luni de viață. Înmulțite cu 4 sabate pe lună, am ajuns la suma de 3840 de sabate trăiește un om într-o viață. Împărțindu-le acestea la 30 de zile pe lună, ajungem la 128 de luni de sabate într-o viață și împărțindu-le la 12 luni pe an, ne dau aproximativ 10 ani de sabate într-o viață, le trăiește o persoană care trăiește 80 de ani. Ceea ce înseamnă că, practic vorbind de acea pierdere de o zi pe săptămână, pentru faptul că cei care țin sabatul zilei a șaptea trăiesc cu 10 ani mai mult minim decât restul care nu păstrează, practic observăm că ei primesc acești 10 ani pe care teoretic chiar pierde, îi primesc în plus la viața lor. Credeți că aceasta este, nu știu, o revanșă și în felul acesta din partea lui Dumnezeu față de cei care păzesc această zi sau vi se pare puțin forțată această idee? Ce părere aveți? Giuliano, te-am văzut că zâmbeai. Eu cred că Dumnezeu este un Dumnezeu credincios care întotdeauna răsplătește și nu lasă absolut niciun milimetru nedat înapoi. Fiindcă El este iubire și ceea ce vrea să ne arate este că avem un Dumnezeu pe care putem să ne bazăm. Și tocmai de aceea El ne cheamă să ne întâlnim cu El, ca să descoperim că este un Dumnezeu care a creat absolut tot ce ne conjoară. Nu suntem singuri, da, avem probleme, da, avem dificultăți, da, ne doare ceva, dar da, avem un Dumnezeu care le-a creat pe toate, în care putem să ne punem încrederea și în momentul în care noi realizăm acest lucru și descoperim o relație autentică cu Dumnezeu, ți-e dori să ai sabatul de două ori pe săptămână. Te rog, Marni. Poate că cuvintele mele pot să fie mai șocante pentru cei care ne privesc. Și anume că, eu cred într-un principiu, și anume că Dumnezeu știe că unii oameni nu vor fi mântuiți și lasă pe pământul ăsta să trăiască mai mult și mai bine. Realitatea este că dacă în ziua de odihnă te ocupi cu lucrurile spirituale, cu familia ta, cu tot ce este bun și nu devine o zi de povară, ci o zi de încărcătură spirituală, emoțională, lucrurile sunt bune. Realitatea însă este că sunt foarte mulți care țin sâmbăta și au făcut din sâmbătă o povară. Da. Au făcut un chin și un blestem pentru cei din jurul lor
știu cazuri în care oamenii se închis, se baricatează în case, de parcă a venit dinozauri pe stradă și nimeni nu mai dă de ei, unde au dispărut. Eu sunt unul care țin sâmbăta și mă întreba, atunci nu te închizi în casă, poți să răspund la telefon? Da, poți să răspund la telefon, nu mă închid în casă, doar nu sunt, repet, dinozauri pe stradă. Da? Adică pentru unii, Dumnezeu mai lasă timp de har să se pocăiască și să-și vină cu mințile așa cum trebuie și cu picioarele pe pământ. În sensul ăsta iau eu acest studiu, pentru că unii realmente, dintr-o zi de sărbătoare, dintr-o zi a bucuriei, a faptului că, uite-mă, Dumnezeul nostru a creat cerul și pământul, hai să ne bucurăm, hai să te invit la masă, hai să stăm de povești, hai să facem ceva împreună. Nu, au făcut o zi de blestem și o zi de povară. Și dacă nu o ții așa cum trebuie, și dacă nu te îmbraci așa cum trebuie, și dacă nu mănânci nu știu ce lucru, și dacă nu te apleci nu știu ce fel, gata. Și același lucru l-au făcut și oamenii din vremea lui Isus, au pus o povară pe oameni, pur și simplu. Și Isus a venit și a zis, hai să fim sociali și sociabili și să ne deschidem față de oameni, pentru că sabatul a fost creat pentru om, până la urma urmei. Ca omul să se poată bucura și să destindă după 6 zile de muncă. Dar nu, sunt unii care o fac greu și o fac blestem și pentru alții. Studiul arăta faptul că cei care într-adevăr se bucură așa cum trebuie de această zi trăiesc o viață mai lungă și mai frumoasă. Aș vrea să vă întreb acum, nu știu, să încercăm să ne imaginăm cum ar arăta societatea noastră dacă toată lumea ar ține sabatul și dacă credeți că acest lucru ar fi posibil sau ar fi doar o utopie, ținând cont de faptul că în această zi, dacă nimic nu se lucrează, sunt totuși anumite meserii de care depindem cu toții. Și pentru ca lucrurile să funcționeze, să meargă, unii lucrează sâmbăta. Ce părere aveți? Ai o problemă la întrebarea asta, în sensul că dacă te gândești că sunt meserii, cum ar fi pompierii, polițiștii și medicii, înseamnă că mai există păcat, boală pe pământ. Iar pe pământul acesta, în condițiile acestea, nu poate să existe ca toată lumea să țină uniform ziua de sâmbătă sau, nu știu, o zi de marți. Uniform. Nu se poate. Acest lucru Dumnezeu promite că va fi pe noul pământ pe care el îl creează, în care toți închinătorii de o zi anume pe care Dumnezeu a hotărât-o, se vor întâlni acolo. Iar în acele condiții nu mai e nici boală, nu mai e nici hoț, nu mai e nici incendii. Și atunci înseamnă că noi cei care ținem sabatul profităm de pe urma celor care nu-l țin și care, nu știu, nu ar fi la fel de credincioși? Și că dacă toți ar fi credincioși, nu s-ar putea? Nu, deci pe pământul acesta nu o să ajungem niciodată să ținem toți, absolut toți oamenii. Pentru că avem viziuni diferite. Odată și doi, pentru că punctul de reper pentru fiecare este altul. Dacă pentru mine punctul de reper este Sfânta Scriptură, pentru altul punctul de reper este ce spune un om foarte învățat. Atunci lucrurile se schimbă. Mergem așa în paralel, nu mai ajungem la aici. Pe de partea cealaltă, dacă cei care țin sâmbăta profit de cei care lucrează sâmbăta, ei ne lucră. Și le asigură, da, confortul necesar? Nu profită în niciun caz, pentru că, din câte știu eu, cei care țin sâmbăta își cumpără alimente înainte ca să vină ziua de sâmbătă, sau sabat, cum zice în Biblie, își plătesc facturile nu într-o zi de sâmbătă și atunci lumina este asigurată pe toată durata acelei luni, gazul la fel și așa mai departe, astfel că n-ai probleme de întreținere. Iar legat de mașini, ai anumite mijloace de transport în comun și asta doar în București, că și în orașele mari, că în orașele mai mici din România oamenii merg pe jos încă și cu bicicleta. Deci nu sunt chiar de mari probleme. Simți nevoia să adaugi ceva sau subscriu? Ești de acord cu ce a spus? Doar îmi imaginez că în cer, într-adevăr, o să fie ceva wow. Știu că o să fie o sărbătoare foarte, foarte, foarte mare, unde o să fie toată lumea, Dumnezeu, îngerii, toți mântuiții și o să fie... Abia aștept. Aș vrea să privim acum puțin această poruncă din perspectiva sau în legătură cu celelalte porunci ale decalogului și să-mi spuneți în câteva cuvinte care ar fi legătura între această poruncă a patra referitoare la păzirea sabatului și cele de dinaintea ei despre care noi am vorbit în ultimele 3 ediții, care se referă la Dumnezeu și care de asemenea este legătura între sabat și următoarele 6 care, despre care vom discuta în ocaziile următoare și care se referă la relația dintre oameni. Te rog.
Prima poruncă spune: eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. După cum vedem aici, ne sunt date câteva fapte pe care Dumnezeu le-a făcut. Când a scos poporul afară din țara robiei, putem vedea măreția lui Dumnezeu, putem vedea faptul că el și-a păstrat promisiune, că este un Dumnezeu credincios, este un Dumnezeu care are grijă de poporul pe care l-a ales și nu numai pe care el l-a ales, dar și de oamenii care l-au ales pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu nu face, nu este un Dumnezeu exclusiv. Nu, el i-a chemat pe absolut toți. Drept dovadă, o parte din egipteni s-au alăturat poporul Israel în momentul în care au ieșit. Să nu-ți faci chip cioplit nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri, deci nimic, nicio înfățișare, absolut nimic, jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești. Și ca adăugare la această poruncă, tot în Deuteronom, spune așa: să fiți cu luarea minte la Deuteronom 4, versetul 16. Să fiți cu luarea minte la sufletele voastre ca nu cumva să vă stricați și să vă faceți un chip cioplit sau o învățișare a vreunui idol sau chipul vreunui om sau chipul vreunei femei sau chipul vreunui dobitoc de pe pământ sau chipul vreunei păsări și continuă și continuă și continuă. Veghează asupra sufletului tău ca nu cumva, ridicând ochii spre cer și văzând soarele, luna și stelele, toată oștirea cerurilor, să fii târât să te închini înaintea lor și să le slujești, căci acestea sunt lucruri pe care Domnul Dumnezeul tău le-a făcut, le-a împărțit ca să slujească tuturor popoarelor de sub tot pământul. În această poruncă a doua, Dumnezeu spune: scumpii mei, iubiții mei, vă rog frumos, acum o întorc invers, haideți să nu îl limităm pe Dumnezeu la o formă. Haideți să nu ne limităm la ceea ce nu putem să înțelegem, fiindcă Dumnezeu este mai mult de atât. Și Dumnezeu a spus: eu sunt mai mult de atât și căile mele nu vor fi două căi, mă închin la icoana asta și mă închin la idolul ăsta și doar astea două sfăcătoare de minuni. Nu, Dumnezeu are un limbaj, pentru tine are un limbaj, Evelina, pentru mine are un limbaj, pentru Barney are un limbaj și fiecare îi se adresează în mod individual. De aceea Dumnezeul putem descoperi și la biserică, când stăm pe genunchi și ne rugăm, îl descoperim și în natură, fiindcă Dumnezeu a creat natura, să avem grijă de o plantă acasă, cât de minunat poate să fie. Să stai să uzi, să vezi cum crește un trandafir, să te uiți la el, să-l miroși. El vine pe lume ca să-ți aducă parfumul lui, frumusețea lui. Asta este slava lui pe care o oferă oamenilor. Mai departe spune așa: căci eu sunt un Dumnezeu gelos care pedepsez nelegiuirea părinților în copii până al treilea și al patrulea neam a celor ce mă urăsc. Și mă îndor până al minea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Dumnezeu nu e gelos și Dumnezeu nu pedepsește. În momentul în care noi îl limităm pe Dumnezeu, din 100% putere Dumnezeu, noi ne limităm la 1%, practic noi ne îndepărtăm de El. Și ce facem noi? Transmitem și copiilor noștri, care transmit și copiilor copiilor lor, până la al treilea și al patrulea neam. Și practic noi singuri, îndepărtându-ne de Dumnezeu, îndepărtându-ne familia de Dumnezeu, ne blestemăm. Însă vine ca e un Dumnezeu bun și spune: și mă îndur până al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Cât de minunat spune: mă îndur până la al miilea neam. Astăzi, dacă ați devenit conștienți de treaba asta și v-ați întors la Dumnezeu, Dumnezeu se îndură până la al miilea neam. Păcatele sunt iertate. Și foarte important este și noi să ne iertăm. Dumnezeu te iartă, dar contează să te ierți și tu, ca să poți să lași trecutul în spate. Și a treia poruncă: să nu îi îndeșeri numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsi pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Și aici sunt tentat să vorbesc de Steven, dar o să las la o parte, fiindcă vorbim de Biblie aici. Numele Lui Dumnezeu este un nume sfânt. Este un nume plin de putere. Și dacă ne ducem în Ioan 1, o să vedem. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Ori noi, dacă suntem conștienți de aceste lucruri și nu-L folosim pe Dumnezeu cum vedem în toate filmele, Iisuse Hristoase, Doamne Sfinte, Doamne Ferește, folosind numele Lui Dumnezeu în toate contextele care ne vin la întâmplare, din inerție, practic
Dumnezeu nu ne face nimic nou. Tot noi ne îndepărtăm de Dumnezeu. De ce? Fiindcă devenind inconștient de puterea cuvântului lui Dumnezeu, folosindu-l în contexte nepotrivite, practic în momentul în care o să vrei să mai folosești, nu mai are efect. De ce? Fiindcă tu l-ai făcut să nu mai aibă efect. Dumnezeu își dorește din toată inima să aibă efect. Își dorește să-ți dai seama că numele Lui este un nume sfânt și că până la sfârșit, cel ce va crede, va birui. Și care este legătura între aceste trei porunci, primele trei și sabatul? Și acum le luăm pe toate trei, le încununăm și în sabatul acesta avem un Dumnezeu credincios care ne scoate din robia păcatelor noastre în momentul în care ne predăm Lui. Avem un Dumnezeu de neînchipuit, e în toate formele posibile. Este ceva ce încă nu putem să cuprindem, dar este mult. Este o taină incredibilă de mare. Și ne spune, vă rog, nu, eu nu strivesc corola de minunea lumii. Nu striviți corola aceasta. Vă rog, nu încercați să o striviți. O să aflați. Aveți încredere. Aveți încredere. Haideți să mă descoperiți în fiecare sabat. Haideți să vedeți cine sunt eu cu adevărat. Haideți să vedeți ce putem să testăm împreună în timpul săptămânii. Și al treilea, numele meu este sfânt. Te întâlnești cu mine, te întâlnești cu un Dumnezeu sfânt. Este un Dumnezeu care te poate ajuta în timpul săptămânii, este un Dumnezeu care îți dă viață, este un Dumnezeu care îți dă putere pentru săptămâna care continuă. Practic, a treia poruncă este coroana. Ți-a prezentat cine e, ți-a spus nu limita și apoi ți-a ies. Uite, asta e coroana puterii. Foarte frumos. Barney, te rog să ne ajuți tu în legătura cu celelalte. Rezum foarte pe scurt ce a spus Julian. Și prima întrebare răspunde la întrebarea cui, adică lui Dumnezeu care m-a scos din robie. A doua poruncă la întrebarea de ce, pentru că este Dumnezeu gelos și pentru că mă iubește. La a treia vorbim despre cum, adică să nu e numele Domnului în deșert. Și la porunca a patra vorbim despre când, adică în ziua în care Dumnezeu s-a auzit. Acestea ar fi cele patru întrebări. Ce se întâmplă? Porunca a patra vorbește despre relația omului cu Dumnezeu și asta regăsește în primele trei și apoi în relația cu omul și cu semenii și aceste lucruri le găsește în celelalte porunci. Însă, ce vreau să fac să spun este următorul lucru. M-aș feri să pun undeva într-o poziție foarte centrală porunca a patra, pentru că asta ar însemna ca pe ea să o fac mai sfântă decât celelalte porunci. Toate cele 10 trebuie ținute în forma lor, așa cum Dumnezeu le-a scris cu degetul Lui. Unii au impresia, și asta mă doare, că dacă țin una dintre aceste porunci, și mai ales asta, cu ziua, pentru că vezi alții noții, numai toți, asta e cea mai vizibilă. Dar restul le călcăm? Și nu contează. Nu mai contează. Dacă o ții pe asta, vezi, pentru că asta te deschide față de Dumnezeu și te deschide față de om. Nu aș pune eu în sensul acesta foarte central. Și atunci ai cele 10 porunci, pentru că până la urma urmei, cele 10 porunci se rezumă în cele două. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, adică cui, de ce, cum, când și pe cei din jurul tău, la fel cum te iubești pe tine. Foarte frumos. Pentru final, aș vrea să ne spuneți tuturor care sunt avantajele păzirii sabatului și de ce ar trebui noi ca și oameni, ca și tineri ai secolului 21 să mai păzim sabatul care a fost dat acum atâtea mii de ani. Deci, în primul rând, sabatul n-a fost dat nimănui. În sensul de, ia, luați. Ci Dumnezeu a hotărât să se oprească în acel moment. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a creat până în ziua de astăzi funcționează după mersul pe care El l-a bine stabilit. Singura problemă unde omul are un pic de probleme și de îndoiel că n-ar trebui să funcționeze așa este referitor la ziua de odihnă. În rest, toate lucrurile funcționează așa. Astfel că Dumnezeu a dat un set de instrucțiuni, uite, așa merge viața și în șaptea zi te oprești. Și apoi le-a reamintit evreilor și prin evrei nouă celor de ziua de astăzi. De asta spun că cei care se opresc atunci când Dumnezeu s-a oprit, înseamnă că țin la Dumnezeu. Înseamnă că apreciază lucrurile pe care El le-a făcut. Înseamnă că ei cred cu adevărat în creațiune, nu doar pe jumătate. Și apoi, dacă citești în cartea Apocalipsei, în ultima carte a Sfintei Scripturi, acolo ai să vezi că lucrurile se complică referitor la închinare. Și e foarte interesant că Dumnezeu își cere închinare exact în ziua în care El s-a oprit. Și atunci contează în ce zi te închini, în ce moment te închini, când îți cere Dumnezeu sau când vrei tu. Aici se rezumă. Nu semnul fiare și alte lucruri. Când te închini, când îți cere Dumnezeu sau când vrei tu.
Și atunci aș prefera în ipostaza asta să fiu mai bine de partea lui Dumnezeu decât de oricare altă parte. Mulțumesc, Barney. Te rog, Giuliano. Fiul lui Dumnezeu ascultă glasul Tatălui. Și cred că în această zi noi putem să ne destupăm urechile, putem să ne deschidem ochii mai mult și să înțelegem cu adevărat că acest Tată care ne cere să ne întâlnim în a șaptea zi împreună cu El este un Tată care vrea să ne hrănească cu iubire. Vrea să ne ia și să ne cupleze la izvorul nelimitat de iubire. Fiindcă atunci când îl întâlnești pe Dumnezeu, începi să manifesti iubire față de cei din jurul tău. Începi să manifesti înțelegere față de cei din jurul tău. Și începi să manifesti iertare față de cei din jurul tău. Însă mai mult de atât, în momentul în care ți-ai oprit piciorul și mâna și gândul și fapta din orice lucru pe care tu îl faci în timpul săptămânii ca să te întâlnești cu Dumnezeu în a șaptea zi, puterea ta de a merge mai departe în viață, fiindcă vorbim de viață, toată lumea ajunge în viață. La început suntem acasă, la părinți, facultate, job, dar apoi intrăm în viață. Ori Dumnezeul acesta, al zilei a șaptea, este un Dumnezeu al vieții. Este Dumnezeu care te ajută în viața de zi cu zi, în orice problemă ai avea. Iar în a șaptea zi, fiindcă El a pus-o deoparte, te invită pe canapea și spune, dragul meu, cum? Hai la început prin rugăciune. Cum? Hai să ne întâlnim să studiem cuvântul. Cum? Hai să relaționăm în familie. Cum? Hai în natură să vezi cât de minunată e natura. Că trăim în orașul ăsta care nu mai poți să privești soarele dimineața apusul din cauza că-s blocurile prea înalte. Nu mai poți să faci... din cauza că trebuie să spui două filtre aici la nări. Nu mai poți să descoperi un Dumnezeu real. Și atunci Dumnezeu te invită în ziua șaptea să înveți să descoperi un Dumnezeu real. Un Dumnezeu care e cu tine absolut peste tot. Și beneficii multiple. Beneficii multiple. Nu știu care sunt problemele cu care se confruntă oamenii acum, dar dacă îl testează pe Dumnezeu și își creează o relație cu El în ziua șaptea, Dumnezeu le va arăta binecuvântările în mod personal. Mie mi le arată în mod personal, ție Evelina ți le arată în mod personal și banii deja am văzut că îi le arată în mod personal. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am avut-o în această seară și sper că veți mai dori să veniți și în alte ocazii. Vă mulțumesc și vouă pentru că ați rămas alături de noi și în această seară. Vă doresc să dați plus valoare vieții voastre, odihnindu-vă în fiecare a șaptea zi a săptămânii, pentru a vă putea bucura din plin de zile mai lungi și mai împlinite. La revedere!